micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Pilot automat. La stânga, la dreapta, înainte. Fric, de cât timp vorbești cu fixibordul? Degeaba râzi. Imediat setezi pilotul automat și el va fi cel care mă va conduce. Îi spun să plece și el va pleca. Pilotul automat nu trebuie să-i spui încotro să meargă. Ați văzut vreodată un avion care zboară fără pilot? Un tren fără conductor? Sau o mașină fără șofer? Este posibil așa ceva. Uneori, o mașină este condusă de un program special, pilotul automat. Dacă un om vrea să se odihnească, pornește pilotul automat, iar vehiculul se conduce singur, dar numai de-a lungul traseului stabilit de șofer. Acest lucru ajută la conservarea energiei și la păstrarea direcției de mers. Ai făcut-o în zadar, știam și fără tine. Dar că ai uitat, Te crezi cel mai deștept, nu? Mai deștept decât tine? Eu am capul mai mare. Verificăm? Haide! Picuțule, stai așa. Dar acum, tu nu știi să măsori. Nici tu. Acum sigur măsurăm. Da. Nici asta nu va funcționa. Vom măsura cu capace. Al cui cap nu încape, ăla e mai deștept. Eu primul am inventat asta. Iar eu o voi face primul. Ba uite că nu. Ha. Încearcă tu. Ne trebuie ceva mai mic. Ai văzut? Mi se potrivește. Sigur nu e pentru tine. Nu. Trage. E destul loc. Nu merge mai mult. Victorie! Nu se pune. Încearcă și tu din nou. Nu te mai prosti. Oricum ai pierdut. Serios? Nu-l pot da jos. Ajută-mă. Și dacă o deșurubez? Sigur. Ai și alte idei? Tăiem cu un fierăstrău. Asta e tot ce ți-a venit în capul tău mare. Să fugim după ajutor la Pasia. Grozav, și cum o să fug? Dacă nu-ți plac ideile mele, gândește-te singur. Perfect, o să merg după memorie. Funcționează la fel ca pilotul automat. Hei, ai greșit drumul. Pilotul tău automat e cam slab. Atunci, tu vei fi pilotul meu automat. Înainte! Mașinile moderne au devenit extrem de independente. Și nu e vorba doar de avioane cu pilot automat. În fabrici și magazine, roboții lucrează de mult timp alături de oameni. Mașinile sofisticate zboară singure în spațiu și explorează alte planete. Iar unele dintre ele pot desena, scrie poezii și chiar învață să cânte singure la instrumente muzicale. Prin urmare, în curând, mașinile inteligente vor înlocui oamenii? Este puțin probabil. Chiar și roboților foarte avansați le lipsește cel mai important lucru: imaginația. La fel și capacitatea de a simți, de a gândi și de a visa. Aceasta este disponibilă doar pentru oameni și nu poate fi programată. Hai, încă un pic. Nu credeam că e atât de greu să fii pilot automat.
Unde e Basia? Sunt aici. Geek, de ce porți chestia aia pe cap? Am vrut să vedem cine e mai deștept. Eu am câștigat. Să-ți bagi capul acolo e genial. Foarte inteligent. Nici eu nu mai înțeleg. Cum de-ai reușit? Oare ce mai descoperă Simca și Nolik în episodul următor? Hai să urmărim! Parașuta. Pasează, Geek! Eu mă numesc Frig! Credeți că vă pot diferenția? De acord! Nolik, întârziem! Vai, avem un curs despre parașutism. Voi știți că eu și Geek suntem cei mai buni fixichi parașutiști? Ha, nu cred asta! Vă învățăm și pe voi să săriți! Nu avem timp! Vom sări doar o dată! În schimb, veți fi pregătiți la școală! Simca, hai să stăm câteva minute! Sunt foarte curios! Și știți totul despre parașute? Da! Parașuta este asemenea unei umbrele. Când este închisă, încape în rucsacul din spate. În aer liber se deschide datorită unui mecanism special. Materialul solid se desface imediat ca o cupolă. Aerul îl împiedică din a coborî rapid. Asta însemnând că și un om mare nu ar trebui să se teamă de căzătură. În orice caz, parașutismul sportiv este foarte periculos. Necesită pregătire, abilități și echipament special. Hei, îmbrăcați asta! Răspundem de calitate? Scotem rucsacul fixichi? Simca, nu va dispărea nicăieri. Bine, o singură dată. Cel mai important e să tragi la timp de acest inel. Deci, să mergem! Ce tare! E doar începutul! Cum a fost? Mai bine decât la școală? Oh, am întârziat! Să fugim! Acum unde vă grăbiți? Imediat va fi cel mai interesant! Oh, arată groaznic! Groaznic de bine! Ați înnebunit! O să ne zdrobim! Da! Bine, până aici a fost! Nolik, să mergem! Dar cum am urcat aici? Rucsacul fixichi? Hei, săriți! Veniți cu rucsacul fixichi! Se va deschide! Sari! Nu despre asta e vorba! Ia aleg modalitatea asta de a sări? Aha! Tare! Rucsacul fixichi! Aici! Aici? Nu! Nu mai urc o dată! Ei nu înțeleg nimic! Rucsacul fixichi! Trage-te, inel! S-a blocat! Vai de mine! Cel de rezervă! Foarte tare! Tare? Din cauza voastră, dacă pe ce să ne facem praf? Vai! Chioliți de la școală! Bunicule, noi doar... Da! Original! Cine a făcut-o? Bună ziua! Bună! Este parașuta noastră! Ei sunt prietenii noștri, Frig și Geek. Doar că invers! Gemeni! Minunat! La ce școală v-au învățat asta? Noi învățăm acasă! Aha! Nu doar la școală se pot învăța lucruri noi. Mulți copii de om învață de acasă. Și fixichii la fel.
Există avantaje și dezavantaje. În clasă, spre exemplu, sunt mulți elevi și pot scăpa neascultat. Însă acasă, când înveți unul la unul, trebuie mereu să fii pregătit foarte bine. Cum rămâne cu colegii, mă întrebați? Împreună ne simțim mai bine. Când eram elev, îmi plăcea să mă ascund de tot și să rezolv un exercițiu mai complicat. Da, dar de fapt nu contează dacă înveți acasă sau la școală. Cel mai important este să fii atent și să studiezi cu interes. Poți învăța o mulțime de lucruri pe care nu le știai. Ai înțeles? Să vedem. Vreți să învățați la mine în clasă? Am nevoie de așa elevi. Ne dați și rucsacul fixichi? Desigur, după examen. Dar fixibord-uri? Cu siguranță. Fixichi. Elicopterul. E foarte important și am nevoie de sfatul tău. Scuze că am întârziat. Oh, fetelor, de-abia aștept să văd. Ia să vedem. Hei, hei! De unde ați luat un elicopter? Profesorul Eugenius l-a aruncat, dar noi l-am reparat. Veniți să zburați și voi, urcați-vă! În niciun caz! Suntem ocupate! Ocupate cu ce? Ceva important! Duceți-vă să zburați altundeva! Așa facem, nicio problemă! Facem ceva serios! Digit, tot înainte! Elicopterele zboară cu ajutorul elicelor. Cea mai mare este elicea rotorului principal. Atunci când motorul este pornit, rotorul împinge aerul cu asemenea forță încât elicopterul se desprinde de sol. Desigur, elicopterele nu pot zbura la fel de repede precum avioanele, dar ele au abilitatea de a ateriza cu ușurință într-un spațiu îngust. Spre deosebire de avioane, elicopterele pot să zboare pe loc mult timp și chiar să zboare cu spatele înainte. Digit, du-ne mai la stânga! Acum la dreapta! Și mai sus! Digit, Fire și Nolik se comportă caragios, dar tu ești isteț și știi că e periculos! Stai așa, stai așa! Ce mașinărie zburătoare grozavă! Însuși Leonardo da Vinci avea o schiță pentru una ca ea. Și acum uite cine o controlează! Ești chiar impresionant! Ești un as la controlarea consolei! Și așa deștept! Și curajos! Fetelor, le plac băieți din ăștia! Așa sunt eu! Sigur, ești un uitor! Peretele! Nu te panica! Va trebui să sărim! Și eu ce fac? Ați fi distras pilotul, totul ar fi fost ok. Un pilot adevărat, știți voi, nu ar fi distras. Și mai întâi trebuie să învețe cum să zboare într-un simulator. Așa-i, Digit? Aha. E adevărat, dar nu avem așa ceva. Nu plecați nicăieri. Avioanele, elicopterele, trenurile și autovehiculele sunt mașinării complicate care pot fi adevărate provocări de navigat. Și dacă nu ai grijă la ce faci, poți să ajungi foarte ușor să faci accident. Din acest motiv, toți viitorii piloți, conductori de tren și șoferi trec prin ore comprehensive de instructaj care includ cum să navighezi un avion sau să conduci un tren folosind simulatoare. Aceasta, de
de exemplu, este o copie exactă a unei cabine de pilotaj, doar fără aripi și cu ecrane în loc de geamuri. Trăgând de manșă, cabina se deplasează ca și când ar decola. Iar pe ecrane, pământul fuge pe sub noi. Îți taie răsuflarea! Piloții comerciali sunt nevoiți să treacă prin multe simulatoare precum acesta înainte să li se dea voie să piloteze un avion adevărat. Simulatorul de zbor e pregătit! Ah, wow! Și o să fiu primul care îl încearcă! Să decolăm! Ah, copii ăștia, așa ai digit? Eu doar o să mă duc acolo să arunc o privire. Știți cum se comportă ei doi? Îi voi supraveghea. Hei, așteptați! E rândul meu acum! Băieții sunt caragioși, nu sunt serioși, ei glumesc. Că tot veni vorba! Avem niște lucruri serioase de discutat. Ai dreptate! Nu știu exact unde să le pun. Cum ar arăta pe ghiozdan? Oh, asta da problemă serioasă. Da, asta chiar e important. Nu e ceva caragios ca ce fac băieții acolo. Fixiki. Busola. Toate mâinile pe punte! Da, da, capitane, pe cârma mea! Simca Nolic, ce faceți aici? Nu suntem Simca și Nolic, suntem pirați curajoși! Da, pirați! Iar azi să plecăm pe mare! Ni te alături? Da, sigur! Ura! Adică nu, fără ura! Oh, da! Nu ni te poți alătura fără un test. Du-te și găsește ceva special. Ceva fără de care un marinar nu poate naviga vreodată. Pot să o fac, dar cum? Cu o hartă? Și e chiar acolo. Ha, nu am mai văzut o hartă așa pricăjită vreodată. Cum adică pricăjită? Ne-a luat jumătate de oră să o facem. De pe locul pe care te afli acum. Aha, adică de aici. A ghicit bine. Întâi te îndrepți spre nord și vei găsi... Stai așa, dar unde e nordul? E unde sunt polul nord, gheață și urși polari. Dar cum aflu în ce direcție este polul nord? Cu o busolă, desigur. Busola e o unealtă specială care ajută marinarii și piloții să afle în ce direcție călătoresc. Fie în aer, fie pe apă. Planeta noastră este ca un magnet mare care are doi poli: polul nord și polul sud. Acești poli magnetici ajută acul din busolă să se miște. Acul este magnetizat, astfel că unul din vârfuri va fi atras spre polul magnetic nord și va arăta spre el, în timp ce celălalt vârf va arăta mereu spre sud. Asta știam, dar nu e nicio busolă aici. Atunci să facem una, de unii singuri. Din ce? Putem folosi un ac, trebuie doar să-l magnetizăm. Și cum se va întoarce acul? Într-o farfurie cu apă. Dar care arată unde? Ei, acolo e fereastra. Deci nu poate fi direcția bună. Nordul e acolo. Îmi place mult de micuțul acesta isteț pe nume Tom. Ai zis cumva că sunt micuț? Nu, doar că așa vorbesc pirații. Bine atunci, s-o luăm spre nord. Întâi te îndrept spre nord până vezi un monstru care doarme. Camarazi, ahoi! Monstrul e la orizont. Lasă-l să o facă singur. Acum du-te la stânga și fă 300 de pași. 300? Exact, i-am numărat eu. Aha, bine, atunci asta înseamnă că fac 1, 2, 3. Acum du-te înainte până ajungi în fața copacului gigantic.
Asta numiți voi copac? Wow, uimitor! Nu-mi vine să cred ochilor! E un compas adevărat! I se spune și busolă marină! Prima busolă a fost inventată acum peste 1000 de ani, în China antică. Cu ajutorul ei, chinezii au putut traversa deșertul. Iar 200 de ani mai târziu, busola a apărut în Europa. Dacă europenii au venit cu ideea de unii singuri sau au luat-o de la chinezi, nu se știe. Dar un lucru e cert, noi fixichii ne aducem aminte cum se construiau busolele pe vremuri. Primele busole erau făcute cu ace magnetizate în vârful unei plute într-un castron cu apă. Mai apoi, acul se punea în vârful unui bolț și era lăsat să se rotească. Și a început să arate ca cele folosite astăzi. Pentru că acul unei busole arată mereu nordul, un marinar va putea mereu să-și dea seama în ce direcție trebuie să navigheze. Dacă vrea să o ia spre nord, trebuie să urmărească acul spre nord. Dacă vrea să meargă spre sud, trebuie să meargă în direcția opusă. Tatăl tău a adus-o aseară când a venit acasă. Tu dormeai? Stați puțin! Vreau să verific ceva. Ce anume? Da! Sunt aliniate! Sigur că da! Altfel, cum ai fi ajuns aici? Am terminat cu acul, să-l ducem înapoi! Întâi fă 600 de pași înapoi! 6, mai bine zis! GPS-ul. Și 3, 4. Stop! Cine urmează? Eu urmez. 5. 1, 2, 3. 3. Și? Așteaptă, trebuie să aleg un traseu. Să o iau pe aici sau pe acolo? Alege odată. Nolik, ce faci acolo, prietene? Nu fac nimic, pur și simplu aștept. Bun, și nu te mișca. Ei bine, Fire? Ce-a fost asta? Alarma fixichii tabletei. Oh, lecție pe cale să înceapă. Repede! Cum rămâne cu jocul? Mai târziu! Odată ce copiii fixichi încep primul an de școală, toată lumea primește propria tabletă fixichi. Este un mic computer care poate face orice. Bine, aproape orice. E fantastic să studiezi cu o fixichi tabletă. Poți citi o carte cu ea și poți scrie pe ea ca într-un caiet. Poți utiliza o fixichi tabletă pentru a asculta muzică, pentru a vedea filme, pentru a te ghida, pentru a vorbi, trimite mesaje sau scrisori prietenilor. Dacă vrei, poți folosi o fixichi tabletă pentru a accesa internetul oamenilor sau poți folosi internetul secret fixichi, unde poți găsi știri din lumea fixichi. Fixichi tabletele au și jocuri pe ele. Desigur, aceste jocuri pot fi foarte distractive, dar n-ar trebui să te joci decât după ce-ți termin temele. Mai repede, altfel întârziem! Știu eu o scurtătură, pe aici! Acum pe unde o luăm? Trebuie să-mi amintesc traseul. Cred că e pe aici, sau poate pe acolo. Ei bine, care este, aici sau acolo? Nu am idee. Aha, deci care e planul? Ne întoarcem și începem din nou. Am zburat de acolo, nu? Nu, cred că de acolo. Nu de acolo am zburat, de acolo. Cred că ne-am pierdut. Nolik, nu te panica. Am făcut doar nu mă panichez încă. E vina ta, Fire. Știu o scurtătură, haideți pe aici. Cum o să ieșim de aici? De unde să știu eu? Tot ce știu e că am întârziat la oră din cauza lui Fire. Nu a fost din adins, jur. Acum bunicul ne va pedepsi. Ce se întâmplă? Cred că am găsit o cale de ieșire. Pe unde? Chiar aici. Am uitat că fixichii tableta mea are un navigator GPS. Tare! Ce e un navigator? Un navigator GPS este o hartă electronică interactivă care te poate ajuta să te ghidezi. Navigatorul îți poate spune unde te afli folosind semnalele trimise de sateliți.
tot ce trebuie să faci e să introduci adresa locului în care vrei să ajungi și GPS-ul va găsi un traseu să poți ajunge acolo. Apoi te ghidează în timp ce mergi și spune unde și când trebuie să virezi pentru a putea ajunge cu ușurință la destinație. Să vedem! Acum ne aflăm aici. Și unde trebuie să mergem? Știți unde? La școală! Dar unde e asta? Glumești? În laboratorul profesorului Eugenius. Puteți să tăceți? Unde vrei să mergi? Laboratorul profesorului Eugenius. Te rog, așteaptă cât configurez ruta. Ah, a reușit! Navigatorul spune să o luăm pe acolo. Hei, ce tot faceți acolo? Haideți! Și dacă se întâmplă să deviezi de la traseu, navigatorul îți va da o cale diferită de a... Ei bine, în sfârșit ați ajuns. Din păcate, ați ratat o lecție importantă. Ne-am pierdut. Ne pare rău. Așa, ca să știți, am învățat despre navigatoare. Știi ceva? Noi am folosit navigatorul să ajungem la oră. Da, ne-a arătat drumul cel bun. Ei bine, de data asta ați avut noroc, pentru că nu primiți nota 4. Dar de acum încolo, copiii, trebuie să ajungeți la timp. Promit, bunicule, pentru că acum știm cum putem afla scurtăturile.